Salut! În videoclipul acesta discutăm despre Binance, care are mari probleme în America din cauza unui proces înaintat de SEC. O să vă povestesc tot ce trebuie să știți despre acest proces și răspunsul Binance la acuzații. Eu nu-l consider că acesta este motivul pentru care Bitcoin și toată piața cripto a scăzut brusc și o să vedeți imediat la ce valori a scăzut. Dar înainte să începem, dacă apreciezi acest conținut, apasă pe butonul de like și lasă-mi și un comentariu pentru că mă ajută tare mult cu algoritmul YouTube. N-am mai văzut de mult atât sânge pe străzi. Vedem Bitcoin la 25.500 de dolari, Ethereum la 1.805, BNB la 275 și aproape toată piața cripto este pe roșu, cu foarte puține proiecte vedem că sunt pe verde. Indicele de teamă și lăcomie se află la valoarea de 53, surprinzător acesta a crescut cu un punct față de ieri, în zona neutră se află. Și când ne uităm la lichidări, avem o surpriză. Vedem că ele au crescut cu 1000% și un total de 321 de milioane de dolari s-au produs în ultimele 24 de ore. Vedem că 52,69% pe shorturi și 47,31% pe longuri. Să trecem și la știrile de astăzi. La 5 iunie, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite sau SEC a înaintat un proces împotriva Binance, a platformei sale din SUA și a directorului general CZ. Autoritatea de reglementare americană a formulat 13 acuzații împotriva Binance, inclusiv oferte și vânzări neînregistrate ale BNB. Token, produsele Simple Earn, BNB Vault, precum și programul său de staking. În plus, aceasta susține că Binance și BAM Trading, entitatea juridică a Binance US, nu au înregistrat Binance US ca bursă, broker și agenție de compensare. CZ a fost dat în judecată în calitate de persoană care deține controlul. Potrivit procesului, inculpații s-au îmbogățit cu miliarde de dolari australieni, în timp ce au expus activele investitorilor la riscuri semnificative. Inculpații s-au angajat în multiple oferte de vânzări neregistrate de valori mobiliare, de active cripto și alte scheme de investiții. Acesta a continuat. Inculpații BAM Trading și BAM Management au înșelat investitorii în acțiuni de retail și instituțional cu privire la pretinsa supraveghere și controlul asupra tranzacțiilor manipulatoare de pe platforma Binance US, care de fapt erau practic inexistente. Printre acuzațiile aduse se numără afirmațiile potrivit cărora Binance nu a reușit să restricționeze utilizarea Binance.com pentru investitorii din SUA și că Binance.us s-a angajat în wash trading prin intermediul firmei sale de tranzacționare Sigma Chain, care este deținută de CZ. În plus, procesul susține că fondurile de la Binance și Binance US au fost amestecate într-un cont controlat de Merit Peak Limited, asociat cu CZ. Aceste acuzații sunt ecoul plângerilor depuse de Commodity Futures Trading Commission la 27 martie. Cu toate acestea, CZ a negat aceste acuzații într-o postare detaliată pe blogul Binance. Președintele SEC, Gary Gensler, a spus într-o declarație: după cum se susține, Zao și Binance au indus în eroare investitorii cu privire la controlele lor de risc și au corupt volumele de tranzacționare, ascunzând în mod activ cine gestiona platforma, tranzacțiile de manipulare ale market maker-ului afiliat și inclusiv unde și cu cine erau custodiate fondurile investitorilor și activele cripto. SEC cere interzicerea permanentă a Binance și CZ de a mai desfășura activități, restituirea câștigurilor obținute în mod ilicit cu dobândă și sancțiuni financiare. Această acțiune susține că tokenii tranzacționați pe bursa Binance erau valori mobiliare. Aceste jetoane sunt BNB, BUSD, Solana, Cardano, Polygon, Filecoin, Cosmos, The Sandbox, Decentraland, Algorand, Axie Infinity și Coti. Avem și un răspuns din partea Binance, să vedem și care este acesta. Binance este dezamăgită de faptul că SEC-ul a decis să depună o plângere împotriva lor, căutând măsuri de urgență. De la început, Binance a cooperat activ cu investigațiile SEC și a încercat să ajungă la un acord pentru rezolvarea acestora. Cu toate acestea, SEC a ales să acționeze unilateral și să înainteze un proces. Binance intenționează să-și apere platforma cu fermitate împotriva acuzațiilor SEC. Compania consideră că acțiunile SEC nu sunt în interesul investitorilor și critică faptul că SEC nu oferă claritatea și orientarea necesară industriei de active digitale. Binance consideră că acțiunile SEC, precum și acțiunile similare împotriva altor proiecte cripto, arată o abordare defectuoasă din partea comisiei. Binance consideră că etichetarea unilaterală a anumitor token și servicii ca valori mobiliare complică și mai mult problemele existente. Compania susține că acțiunile SEC compromite poziția Americii ca centru global pentru inovații financiare și că reglementarea prin aplicarea legii nu este calea corectă de urmat.
Cu toate acestea, Binance va continua să coopereze cu autoritățile de reglementare și politicieni din SUA și din întreaga lume în încercarea de a asigura o reglementare a criptomonedelor care să stimuleze inovația și să ofere protecție consumatorilor. Compania susține că acțiunile SEC au o limitare de acțiune din cauza faptului că Binance nu este o platformă de schimb din SUA și promite să se opună acțiunilor SEC prin mijloace legale. Binance va lucra alături de partenerii din industrie pentru a apăra această tehnologie împotriva proceselor greșite și va continua să ofere o platformă sigură și de încredere pentru utilizatori, respectând valorile sale fundamentale de promovare a libertății banilor. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Sunt curios, spune-mi într-un comentariu care este părerea ta despre acest lucru. Vă mulțumesc dacă ați rămas până aici și vă invit să mă urmăriți și pe Twitter, să vă alăturați și în grupul de Telegram, o să găsiți link-urile în descriere și noi ne auzim data viitoare. Ciao. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.